În dimineața aceasta nu o să vă mai ridic să citim din Scripturi, pentru că o să mă folosesc doar de un scurt verset din Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, când Pavel spune în felul următor: în noaptea în care a fost vândut. În noaptea în care a fost vândut. Și noi o să ne uităm în contextul general al Scripturilor. Pentru că timpul a trecut destul de repede, o să încerc să fiu cât se poate de scurt și de concis, în așa fel încât să răscumpărăm timpul pe care îl mai avem la dispoziție, pentru că după ce vom încheia slujba, avem o ședință cu departamentul școlii duminicale și am promis că undeva în jurul orei 12 vom încheia și slujba. Dragilor, în noaptea în care a fost vândut, noaptea în care a fost vândut, mulțumim lui Dumnezeu că avem suficiente informații ca să știm ce s-a întâmplat în noaptea respectivă. Evangheliile ne descoperă, ne revelează, ne explică, ne spun lucrurile importante, lucrurile majore care s-au petrecut în noaptea respectivă. Noaptea în care Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a fost vândut, a fost trădat. Când ne uităm în direcția aceasta, dragilor, cel puțin două persoane ne ies în evidență. Întâi de toate, trădătorul, pentru că a fost cea mai cumplită noapte din istoria omenirii și cea mai cruntă trădare din istoria omenirii. Trădarea Fiului lui Dumnezeu, trădarea celui ce ne-a iubit cu o iubire supremă, deplină și desăvârșită. Dar pe de altă parte, să știți că accentul nu se pune pe trădător, accentul se pune pe cel trădat, pe modul în care a reacționat în fața trădării, pe modul în care s-a comportat în fața celei mai cumplite și crunte trădări din istoria omenirii. Vedeți dumneavoastră, dragilor, trădarea are mai multe forme. Trădarea poate fi sub toate aspectele relațiilor noastre. Trădarea poate fi reprezentată de modul în care un bărbat își înșală nevasta sau o nevastă își înșală bărbatul. Trădarea poate fi în toate dimensiunile, în toate sferele sociale. Trădarea în sine, să știți că este cumplită. Trădarea este feroce. Trădarea, pe de altă parte, că dincolo de faptul că este cumplită, este feroce, este profundă, dureroasă, să știți că ea lasă în urmă traume adânci. Trădarea lasă în urmă oameni debusolați. Trădarea a făcut ca unii dintre cei care au parcurs această etapă să albească dintr-o dată, să nu se mai recunoască pe sine, să se închidă în sine, să nu mai comunice cu nimeni niciodată, să se izoleze și să trăiască un destin al nefericirii. Trădarea este cumplită și durerea pe care o provoacă trădarea este cât se poate de grea. Am fost odată la Spitalul Nou ca să vizităm mai multe persoane și să ducem ceva daruri pentru oamenii aceia săraci care suferă din punctul acesta de vedere, și spre surprinderea mea, în salonul în care am intrat, am văzut mai multe persoane. Majoritatea dintre ei erau oameni în vârstă, cu situații de viață pe care eu nici nu pot să vi le explic dumneavoastră, pentru că unele dintre ele sunt scenarii de filme de groază. Însă, printre persoanele respective, am văzut o tânără. O tânără de 28 de ani, cu părul blond, cu ochii albaștri, stătea aplecată și se uita într-un punct fix. Uitându-mă la ea, ieșită din contextul celorlalte persoane de acolo, încă era o tânără îngrijită, am întrebat: dar ce s-a întâmplat cu fata respectivă? Și apoi supraveghetorii de acolo mi-au spus că a lucrat ca însoțitoare de bord, avea 28 de ani, urma să se căsătorească, însă cel care i-a promis dragostea lui a înșelat-o cu puțin timp înainte să se căsătorească. Și pentru ea a fost atât de dureros încât reacția ei a fost una de profundă durere, de dezamăgire, de decepție, încât pur și simplu și-a pierdut mințile. N-a mai putut să-și recupereze pur și simplu ideile, pur și simplu funcționalitatea minții în parametri normali. A rămas acolo săraca cu traume deosebit de mari. Dragilor, după cum spuneam, trădarea este cruntă, este cumplită. Să cu ajutorul lui Dumnezeu vom descoperi în seara aceasta cum a reacționat Domnul Iisus Hristos în cea mai cruntă și cea mai cumplită trădare din istoria omenirii. Să știți că cei care trădează, ei niciodată nu se gândesc la durerea pe care o provoacă în inima oamenilor care vor simți profund trădarea. Ei niciodată se gândesc doar la plăcerea lor,
Se gândesc doar la sine, se gândesc doar la ei, dar niciodată la durerea pe care o lasă în urmă. Este important să vedem în cuvântul lui Dumnezeu cum a reacționat Fiul lui Dumnezeu, cum a reacționat Domnul Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut, în noaptea în care a fost trădat. Unii dintre noi ne pierdem cu firea, unii se supără cumplit, alții reacționează cu furie. Sunt situații, dragilor, când unii oameni, din cauza trădării, să știți că s-au ridicat și au ajuns până la crimă. A existat un episod în Reșița când doi prieteni foarte buni au crescut împreună, au locuit în același cartier, au mers la aceeași școală împreună, au învățat în aceeași clasă împreună, au făcut sport împreună, au crescut împreună și au devenit amândoi gărzi de corp în Reșița, pentru că erau foarte musculoși, foarte puternici și asistau mai multe discoteci și cluburi din oraș. Însă într-o noapte, soția unuia dintre ei a făcut avansuri celuilalt, fără să știe bărbatul ei. Și din nefericire, pentru că într-un context de discotecă, într-un context de băutură, într-un context fără Dumnezeu, nici nu poți să te stăpânești. Nici nu poți să trăiești conform valorilor și principiilor fundamentale ale Scripturii. Bărbatul respectiv a uitat că a avut o prietenie de zeci de ani de zile cu acel om, că a fost tovarășul lui cel mai bun. Femeia aceea a atras atenția și au fugit din discotecă, s-au dus în casa prietenului lui cel mai bun, în casa femeii respective, și acolo au comis imoralitate. Cineva i-a văzut și i-a părât. Bărbatul acela care păzea discoteca, furios, a plecat din discotecă, s-a dus și i-a prins în casa lui. Și în momentul acela de furie și el a uitat de anii pe care i-au parcurs împreună, de tovărășia lor, de prietenia lor de ani de zile, de faptul că au trăit în același cartier, au mers la aceeași școală, au împărțit o bucată de pâine, de faptul că au făcut sport împreună și au fost campioni împreună, a uitat și el de toate acestea și reacția lui a fost una cât se poate de violentă, că a șocat întreg orașul nostru. L-a omorât cu bestialitate pe omul acela. Și tragedia mai mare este că și femeia aceea, din nefericire, și-a pierdut mințile, cu greu și-a revenit după mulți ani de zile. Trădarea este cumplită. Vedeți, însă în contextul în care noi ne uităm în Scripturi, avem modelul suprem. Vedem că noaptea în care a fost trădat, Domnul Iisus Hristos a avut o atitudine impecabilă. A avut reacții impecabile. Și primul lucru despre care vom vorbi, dragilor, în seara aceasta, este că noaptea cumplită a trădării, în noaptea cumplită când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost vândut, a fost trădat, spune Scriptura că reacția lui a fost una desăvârșită. A iubit până la capăt. Păi cum într-un moment în care îți vine să trântești, să te răzbuni, într-un moment în care îți vine să devii violent, într-un moment în care cauți să-ți faci dreptate, într-un moment în care durerea te complică și îți complică viața atât de mult, tu să continui să iubești până la capăt? Prima reacție pe care o descoperim în cuvântul lui Dumnezeu este aceea că Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a iubit până la capăt. Putea să abandoneze misiunea, putea să capituleze, putea să spună până aici, e deja prea mult, omenirea aceasta este cumplită, este cu totul debusolată, dezorientată, este plină de ură, este plină de răutate, este plină de trădare. Și reacția Domnului nostru Iisus Hristos ar putea să fi fost dreaptă, să fi intervenit cu justiția lui împotriva unui astfel de trădător, însă spune cuvântul lui Dumnezeu că noaptea în care a fost vândut, la masa pascală, Domnul Iisus Hristos a iubit până la capăt. A iubit până la capăt. Unii oameni ies din minți, nu știu ce reacții să aibă, abandonează proiecte, misiuni, abandonează viitorul, sunt oameni care s-au sinucis din cauza trădării. Sunt oameni, dragilor, mai slabi de îngeri, care se simt deprimați, oameni care țipă, oameni care plâng, oameni care își smulg părul din cap pentru că trădarea, cel puțin în zona familiei, când un soț își trădează soția, produce atât de multă durere, sau o soție își trădează soțul, produce atât de multă durere. Sigur, cel care trădează simte plăcere, dar plăcerea aceea este vinovată, este amendabilă și este condamnabilă. Reacția Domnului Iisus Hristos în momentul trădării, noaptea în care a fost trădat, a fost impecabilă. El a iubit până la capăt, spune că înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
Dragilor, în noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos n-a avut nicio reacție dintre cele pe care le-am descris mai devreme, ci reacția lui a fost de dragoste supremă și de dragoste desăvârșită. Cu toate că știa cu cine stă la masă, cu toate că știa cu cine are de-a face, cu toate că el cunoștea pe deplin răutatea din lumea aceasta, cu toate că știa că are în față un Petru care are să se lepede de el, cu toate că știa că are în față ucenici care o să fugă în momentul acela cumplit și crucial, cu toate că știa că Iuda este trădătorul, trădătorul era cu el la masă, spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos a ales să iubească până la capăt. Vedeți, dragilor, și pentru că în acest context Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor în felul următor: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, ca și voi să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor ști toți că sunteți discipolii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. O să ne uităm la modul în care Domnul Iisus Hristos a iubit până la capăt. Pentru că astăzi dragostea este devalorizată, dragostea este tâlhărită, dragostea este agresată, dragostea este denaturată în toate formele ei. Întâi de toate, Domnul Iisus Hristos a iubit cu o dragoste care slujește, cu o dragoste care slujește. Și pentru că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, așa să iubiți și voi cum am iubit eu, ne uităm la modelul nostru suprem, la Domnul Iisus Hristos, și întâi de toate descoperim că dragostea lui Hristos a fost una care slujește, nu care stăpânește. Dragostea lui Hristos a fost una care slujește. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a sculat de la masă, s-a ridicat, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Dragilor, dacă vreți să știți, tocmai datorită conștiinței identității sale, fiind conștient de identitatea sa, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Dumnezeu, știa care era destinul lui. Domnul Iisus Hristos n-a stăpânit momentul, a slujit momentul respectiv. Dragostea lui Dumnezeu este una care slujește. Tocmai de aceea să știți că și în cadrul bisericilor noastre avem nevoie de oameni care slujesc, nu de oameni care stăpânesc. Cei de afară stăpânesc, cei dinăuntru trebuie să slujească. Dragostea lui Hristos este una care slujește, nu stăpânește. Cu toate că El era Domnul, cu toate că El era Dumnezeu și ar fi putut să stăpânească peste fiecare dintre ei, El a ales să iubească și să slujească pe fiecare dintre ei. A ales, dragilor, să slujească pe Petru care urma să se lepede. A ales să slujească pe ucenici care urmau să-L părăsească, să fugă. A ales să-L slujească pe Iuda care, după câteva momente, L-a trădat într-un mod cumplit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Să știți că pierderile nu sunt de partea celor ce slujesc. Pierderile sunt de partea celor ce nu slujesc. Tocmai de aceea dragostea lui Hristos este o dragoste care slujește. Și în cadrul Bisericii lui Hristos noi nu putem fi alt decât oameni care să fie animați și caracterizați de o dragoste care să slujească. Comunitatea are nevoi, biserica are nevoi, creștinii trebuie să fie caracterizați de o dragoste care slujește, pentru că ne uităm la modelul nostru suprem, la Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți? Mâinile Domnului nostru Iisus Hristos, care aveau autoritate și putea numai să ridice o mână și să zică tu te duci în dreapta, tu te duci în stânga, tu faci cu tare lucru, tu te duci acolo. N-a făcut treaba asta. Mâinile lui au slujit în cel mai intens mod. S-a plecat la picioarele ucenicilor și a slujit. Pe de altă parte, dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, să fiți foarte atenți la ce vă spun acum, este o dragoste sfântă care ne cheamă la o viață curată și la sfințenie. În cadrul respectiv, Petru i-a spus, nici de cum nu-mi vei spăla picioarele, niciodată. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Dragilor, iubirea lui Hristos înseamnă curăție, înseamnă puritate, înseamnă sfințire a vieții. Vedeți, în contextul acesta în care noi ne aflăm și suntem atât de debusolați că nu știm cum să ne comportăm când vedem ce se întâmplă în lume, dați-mi voie să vă spun că trebuie să ne întoarcem la cuvânt, la modelul nostru suprem. Spunea un păstor din America și avea peste 60.000 de distribuiri. Da? Spunea el că și dacă ar fi fost Domnul Iisus Hristos pe pământ, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, ar fi stat la masă cu oamenii respectivi. Sunt total împotrivă. Și acesta este o formă de a-L trăda pe Hristos într-un mod crunt.
Sigur că Domnul Iisus Hristos a stat cu vameși, a stat cu femei de moravuri ușoare, dar nu s-a dus acolo ca să promoveze identitatea de gen. Nu s-a dus acolo ca să promoveze ideologia de gen. Nu s-a dus acolo ca să promoveze imoralitatea. Dragilor, la cina cea de taină, noi nu celebrăm imoralitatea, ci integritatea, ci curăția, ci puritatea. În cadrul acela, dragostea lui Hristos, dincolo de faptul că este slujitoare, ea este sfântă, ea ne cheamă la o viață asemănătoare cu a Lui. I-a zis lui Petru, dacă nu te spăli eu, nu vei fi curat. Astfel, o mulțime de creștini l-au trădat pe Hristos în momentul acesta în care ei au spus, oh, dacă era Hristos, stătea acolo printre drag queen, printre transexual, printre homosexual și celebra împreună cu ei imoralitatea. Nici de cum! Integritatea trebuie celebrată. Sfințenia, dragilor, dragostea lui Hristos ne cheamă să fim sfinți ca ei. În toate campaniile de evanghelizare, când Domnul Iisus Hristos a stat la masă cu vameși, cu femei de moravuri ușoare, cu oameni care aveau o conduită josnică, Domnul Iisus Hristos nu s-a coborât cu ei ca să devină ca ei. S-a coborât la ei ca ei să devină ca și Hristos. Și aici este diferența. Deci ceea ce s-a întâmplat în festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice este, dacă veți, un pumn ridicat împotriva lui Dumnezeu, o batjocorire cruntă acestor simboluri extraordinare din cadrul credinței creștine. Hristos n-ar fi coborât acolo. De aceea Pavel spune că noi nu putem să ne împărtășim oricum. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Noi nu putem să stăm la masa Domnului celebrând imoralitatea, desfrâul, curviile și măgăriile acestei lumi. La cina Domnului trebuie să celebrăm integritatea. Dragostea lui Hristos ne cheamă să fim sfinți. Amin. Nu incluziune, nu imoralitate, nu diversitate. Da, venim din diferite pături sociale, venim din diferite națiuni, etnii. Nu asta e problema, dar când venim la masă, venim să celebrăm cu o dragoste sfântă și curată. Nu oricum! Binecuvântat să fie Domnul! Vedeți, dragostea lui Hristos ne cheamă la schimbare, la sfințire, nu la smintire. Ce a fost acolo a fost o smintire care trebuie pur și simplu condamnat. Pe de altă parte, dragilor, dragostea lui Hristos este sacrificială, pentru că în noaptea respectivă Domnul Iisus Hristos a anunțat supremul lui sacrificiu pentru omenirea întreagă. Și când Domnul Iisus Hristos spune credincioșilor, voi să vă iubiți cum v-am iubit eu pe voi, întâi de toate cu o dragoste care slujește, o dragoste care ne cheamă la o viață sfântă, dragostea lui Hristos nu este tolerantă, ea nu promovează imoralitate sexuală, ea nu promovează deviații sexuale. Dragostea lui Hristos ne cheamă să fim curați, să fim puri și să fim sfinți. Și pe de altă parte, dragostea lui Hristos este sacrificială, pentru că depunem toate eforturile, facem toate sacrificiile pentru oamenii din jurul nostru. Și în ultima instanță, să știți că dragostea lui Hristos respectă liberul arbitru. Respectă liberul arbitru. Când Iuda s-a hotărât să-l vândă pe Hristos, spune cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda și Iisus i-a zis, bă, Iuda, de ce mă trădezi? Pentru asta vei suferi cumplit. Știți ce a spus Domnul Hristos? Ce ai să faci? Fă repede. Știți ce spune Spiritul lui Hristos pentru oamenii care vor să celebreze imoralitatea? Desfrâul, răutatea, violența, uciderea, cearta și toate celelalte lucruri. Dacă nu vrei să stai în cel mai pur și intim moment cu Dumnezeu, fă ceea ce ai de făcut. Vedeți, Dumnezeu ne cheamă să facem voia Lui care este bună, plăcută și desăvârșită. Și toată viața noastră noi trebuie să fim ancorați spre voia Lui Dumnezeu care este bună, care este plăcută și desăvârșită. Să știți că Dumnezeu nu va trimite oameni în iad pentru că au fost homosexuali, pentru că au fost curvari, pentru că... Nu, Dumnezeu le va spune oamenilor, acestor oameni, toată viața v-am chemat cu dragoste, v-am curtat ca să faceți voia mea cea bună, plăcută și desăvârșită și ați vrut să faceți voia voastră. Iadul este locul al oamenilor care au vrut să facă voia lor și în momentul în care Dumnezeu își va lua rămas bun, de fapt le va spune adio acestor oameni, Dumnezeu le va spune în felul următor, voia voastră să se facă. Ce cumplit! Dar... În altă instanță, Dumnezeu respectă liberul arbitru.
Al doilea lucru pe care îl învățăm, dragilor, în noaptea în care a fost trădat, dincolo de faptul că Domnul Iisus Hristos a iubit până la capăt, cum reacționezi când ești trădat? Scăvezi tu. Contele de Monte Cristo, pregătești scenarii de răzbunare, te încrunți, zbieri, ții. Domnul Iisus Hristos a iubit până la capăt, modelul nostru suprem. Apoi, dragilor, al doilea lucru pe care îl descoperim este că în noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos nu a început să-și facă grup de revoltă, grup de rezistență, nu și-a ridicat armate cu care să distrugă lumea aceasta și a invitat pe trădător la cea mai înaltă formă de prietenie. A invitat pe trădător la cea mai înaltă formă de prietenie. Iisus a răspuns, acela căruia îi voi întinde bucățica și eu voi da, și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. Să știți că Dumnezeu nu condamnă înainte să iubească oamenii, înainte să-i curteze, înainte să facă toate demersurile să-i câștige pentru el. El nu condamnă. Domnul Iisus Hristos l-a invitat pe Iuda, în cadrul cinei, la cea mai înaltă formă de prietenie. Pentru că în cultura respectivă exista obiceiul acesta ca gazda ospățului să ia o bucățică de pâine și să o înmoaie în sos și să ofere oaspetelui de onoare. Știți ce a făcut în noaptea în care a fost trădat Domnul Iisus Hristos cu cel mai crunt trădător din istorie? L-a invitat să fie cel mai bun prieten al lui și să fie oaspetele de seamă al lui Dumnezeu. Știți ce face Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Ne cheamă să fim oaspeții lui de seamă. Într-o relație extraordinară, cu privilegii extraordinare. Însă, dragilor, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Iuda a fost chemat la prietenie, însă, din nefericire, Iuda a stabilit frășmășie. În loc să lege cea mai înaltă formă de prietenie cu Mântuitorul Lumii, cu Iisus Hristos, care știa că Iuda este trădătorul și care l-a invitat la cea mai înaltă formă de prietenie, spunându-lui Iuda, ești oaspetele mele de onoare la masa pascală și dacă rămâi cu mine vei lua și cina, că urma să instaureze cina. Și Iuda, în loc să accepte prietenia, a stabilit vrăjmășia între el și Hristos. Dragilor, umblarea după lucrurile firii pământești, ce este? Vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Iubirea lumii și acestui sistem corupt, pentru că mai mulți au sărit să-i apere pe aceia care au batjocorit cina Domnului, decât să o condamne. Când Pavel spune să nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale Întunericului, ci mai degrabă să le osândiți. O mulțime de creștini au sărit în apărarea celor care au blasfemiat, au pur și simplu au batjocorit cina Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos n-ar fi fost acolo. Sigur că El iubește pe toți cei care vor să pocăiască. El iubește pe toți cei care vor să vină spre El și să-și schimbe viața, fără nicio problemă. Pe toți cei care au deviații, pe toți cei care au probleme, pe toți cei care trăiesc în zona de imoralitate, Hristos îi poate restaura. Dar El nu se coboară acolo să celebreze imoralitatea. Niciodată la masa lui Hristos nu s-a celebrat imoralitatea. Cei care au vrut să celebreze imoralitatea au avut aceeași soartă ca și Iuda. Cei care au vrut să celebreze corupția, răutatea, trădarea, sau cei care vor să nu se aștepte la alt destin decât la destinul pe care l-a avut Iuda ca fiu al pierzării. La cina Domnului noi vrem să celebrăm integritatea, sângele prețios al lui Hristos care ne curățește de orice păcat și ne transformă. Pe de altă parte, Hristos invită la cea mai înaltă formă de prietenie și Iuda răspunde cu cea mai înaltă formă de trădare. Cea mai înaltă formă de trădare. Dragilor, ne apropiem de final pentru că așa am spus că vrem să încheiem la 12. Îl invit pe Andrei să vină aici. Întâi de toate, în noaptea în care a fost trădat, Domnul Iisus Hristos a iubit până la capăt. Pe cine? Pe Petru care urma să se lepede? Pe ucenicii care urmau să fugă? Pe Iuda care avea să-l trădeze? Uitându-ne la aceste trei categorii de oameni, am putea să ne vedem și pe noi. Și am putea spune că în noaptea în care a fost trădat Fiul lui Dumnezeu, ne iubi și pe noi până la capăt. Aleluia.
Pe de altă parte, noaptea în care a fost trădat, Domnul Iisus Hristos, dragilor, putea să rupă orice legătură cu oamenii aceștia. Dar uitați-vă că El face toate demersurile să câștige omul. Îl are pe Iuda la masă, pe trădător, și știa, dinainte știa care e trădătorul. Nu trebuia să-i spună nimeni, pentru că El era Dumnezeu. Și îl are la masă pe trădător. Și trădătorul respectiv își planifica cum să-L vândă pe Hristos în cadrul celui mai important și mai intim moment cu Dumnezeu. Hristos ar fi putut să dea cu el de pământ în seara aceea. Se uită la Iuda și mai face încă un apel la conștiința lui. Și să știți că și după momentul cinei, Domnul Iisus Hristos a mai insistat cu un apel la Iuda, când în grădina Ghețiman Iuda a venit în fruntea gloatei cu poliția iudaică, cu preoții cei mai de seamă, cu ciomegele în mână, să-L prindă pe Iisus Hristos. A venit și L-a sărutat pe Hristos ca să-L identifice în fața acelor oameni. Și Domnul Iisus Hristos din nou nu-i spune: trădător nenorocit ce ești. Îi spune: prietene, încă o dată îi spune Hristos, mi-aș fi dorit să fi fost prietenul meu Iuda. Dar tu vei avea un destin tragic și cumplit, trist și dureros, fiu al pierzării pentru totdeauna. Vedeți, dragilor, vedem că Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a invitat oamenii la cea mai înaltă formă de prietenie. Însă Iuda a stabilit cea mai înaltă formă de vrăjmășie între el și Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, în dimineața aceasta, este că noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos a instaurat cina ca să faceți distinția. Întâi de toate, au fost la masa pascală, luau Paștele împreună. Și în momentul respectiv putea să zică: nu are rost să mor pentru oamenii ăștia. Că știu ce o să se întâmple, Petru se leapădă, ucenicii fug, Iuda mă trădează, și aici este caracterizată lumea în care trăim. Cei mai apropiați de Hristos au avut atitudinile astea. Ce să ne mai așteptăm la cei care sunt departe de Hristos? În momentul respectiv, Domnul Iisus Hristos, la masa pascală, instaurează cina Domnului, anunțând public că El va plăti datoria lumii întregi. Anunțând public că El va plăti nota de plată, care nu putea fi plătită de nimeni niciodată. În această seară se anunța un eveniment, dragilor, de o importanță cosmică. Instaurarea cinei care reprezintă jertfa Lui pentru păcatele noastre, o datorie care nu putea fi plătită nici de cum de către vreun om. În noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos a instaurat cina, anunțând prin aceasta că El plătește totul în locul nostru. Eu am avut 3 facturi la curent de 7.000 de lei. Ultimii bani din casă, 2.200 de lei, am plătit și am zis: vă rog, mai așteptați-mă și am să vă dau și partea cealaltă. Și n-aveam bani și într-o seară, la ora 10, am luat telefonul în mână și am zis: pe cine să sun să-mi dea 1.000 de euro împrumut? Pentru că trăim în România și uneori se întâmplă treaba asta. Nu m-am așteptat niciodată să-mi vină factura la curent 7.000 de lei pe 3 luni. Și au venit toate 3 odată, cu întârzieri, și toate 3 odată. 7.000 de lei, de unde? Eu aveam salariu atunci de vreo 4.000 de lei. De unde să plătesc? Și în momentul respectiv, stând cu telefonul în mână, mă gândeam: pe cine să sun? Mă uitam în listă să văd care sunt ăștia mai bogați, care au bani, care au resurse și mă pot ajuta. Nu știam pe cine să sun. Însă înainte să sun eu pe cineva, m-a sunat cineva din America, pentru că Dumnezeu se îngrijește de fiecare dintre noi. Și înainte să sun eu, m-a sunat cineva din America și mi-a zis: ți-am trimis un mesaj pe WhatsApp, dar nu l-ai văzut. Vreau să spun că ți-am trimis 1400 de dolari. 1400 de dolari reprezenta suma de 5400 de lei, ceva de genul acesta atunci, poate și mai mult, eu mai aveam de plătit 4800 de lei. Am început să plâng, dragilor, și am văzut ce înseamnă să-ți plătească cineva factura. Să dați-mi voie să vă spun, Hristos n-a plătit factura la curent doar. Când un copil de-a Lui are nevoie, El a plătit factura păcatului nostru. Am consumat plăcerea, am consumat destrăbălarea, ne-am făcut poftele, ne-am trăit viața și cineva trebuia să plătească pentru tot răul acesta. Și noaptea în care a fost trădat Hristos, știți ce a făcut? A anunțat public că El plătește factura. Știți ce spune Hristos în dimineața aceasta? Eu am plătit prețul păcatului tău.
Eu am plătit prețul de străbălări din viața ta. Întoarce-te la Hristos în dimineața aceasta ca să fie achitat de vină. Plata pentru păcatul nostru a fost înfăptuită de către Iisus Hristos. El a venit pe pământ și a zis, care e nota de plată? Se poate cu argint, cu aur, cu lucruri pieritoare? Nu se poate. Cu viața, îmi dau viața pentru ei. Și noaptea în care a fost trădat, Hristos a instaurat cina anunțând public că El plătește nota de plată. Pentru dumneata și pentru mine, pentru noi toți de aici, El a plătit nota de plată. Biblia ne spune foarte clar, invit echipa de închinare să vină lângă mine și ne pregătim de să stăm la masă cu Domnul. Biblia ne spune foarte clar ce datorăm din cauza păcatului. Plata păcatului este, și să știți că nu vorbește numai despre moartea fizică, aici vorbește despre moartea veșnică, despărțirea de Hristos, despre iad. Aici vedem că noaptea în care a fost vândut Domnul Iisus Hristos a schimbat masa pascală, care reprezenta eliberarea din Egipt, cu cina, care reprezenta eliberarea noastră din păcat, din moarte și de sub puterea celui rău. Mergând puțin mai departe, în ziua următoare, Domnul Iisus Hristos pe cruce a strigat, știe cineva ce a strigat? Frumos, dar mai mult decât atât. La final, ce a strigat? Adică s-a terminat, nu? A fost strigătul celui învins? Adică a fost ceva de genul, gata, s-a dus totul. S-a terminat totul. Gata cu povestea mea, gata cu misiunea mea. Dragilor, acolo nu sunt cuvinte de înfrângere pe cruce, ci sunt cuvinte care au anunțat sfârșitul morții, sfârșitul păcatului și domnia lui Iisus Hristos. El anunța victoria, binecuvântat să fie numele Lui. Știți ce a spus când a zis, s-a sfârșit, s-a isprăvit? A zis, gata, nota de plată este plătită! Glorie lui Iisus Hristos! În greacă, în limba originală a Noului Testament, această expresie este doar un cuvânt, cuvântul care în zilele lui Iisus a fost ștampilat pe datorii când acestea erau plătite în totalitate. Când Hristos a zis s-a isprăvit, El de fapt a luat ștampila, a pus-o pe factură și a zis gata, îi achitat. Păcatul Alin Jivan îi achitat. În noaptea în care a fost trădat, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a instaurat cina și a anunțat public întreaga omenire, pentru că acolo lupta din noaptea aceea, dragilor, a fost una cosmică. A fost, dacă vreți, acolo în joc viitorul meu și viitorul dumneavoastră, viitorul întregii omeniri. Și Hristos a uitat la factură și a zis, oare factura asta poate fi plătită cu aur, cu argint, cu pietre prețioase, cu valori, cu bunuri? Nu poate fi plătită. Într-un singur mod poate fi plătită. Cu moartea mea și-a instaurat cina. Și spune Pavel mai târziu, în noaptea în care a fost vândut, în mod simbolic, Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o, precum trupul lui a fost frânt pe cruce, pentru că acolo plătea plata păcatului nostru prin frângerea trupului lui Hristos. Om drag și prețios, cum răspunzi în dimineața aceasta celui ce a plătit integral factura dumitale? Vă invit cu respect să vă ridicați. Îți mulțumim, Doamne, că știm cum să ne comportăm în noaptea aceasta trădării, când lumea batjocorește tot ce este mai sfânt și mai sacru. Tu ai iubit până la capăt pe-ai tăi. Puteai, Doamne, să oprești orice misiune. Puteai să te răzbuni. Dar ai continuat să iubești până la capăt. Cu o dragoste desăvârșită, Doamne. O dragoste care slujește. O dragoste care ne cheamă să fim sfinți, toleranți cu păcatul, să celebrăm imoralitatea, ci sfințenia și puritatea lui Hristos. Cu o dragoste, Doamne, Dumnezeule, sacrificială, făcând totul pentru lumea aceasta pierdută. Tu ai dat totul. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că noaptea în care ai fost vândut, te-ai îndurat de fiecare dintre noi, Doamne, și ne-ai chemat la cea mai înaltă formă de prietenie. Dumnezeu spune în dimineața aceasta, vrei să fii oaspetele meu de onoare? Cum răspunzi acestei invitații? Eu îi spun, da, Doamne, vreau să fiu oaspetele Tău de onoare. Ce privilegiu pentru mine să stau la masă cu Dumnezeu.
să stau la masă cu Fiul lui Dumnezeu, cu Regele Suprem al Universului, te invită la cea mai înaltă formă de prietenie. Dragul meu și draga mea, să nu faci ca Iuda, stabilind cea mai înaltă formă de vrăjmășie. Stabilește relație de prietenie cu Dumnezeu. Nu o să vă mai numesc robi, ci o să vă numesc prieteni. Să fii prieten cu Dumnezeu, cel mai înalt privilegiu. Și apoi adu-ți aminte că în noaptea în care a fost vândut, El a instaurat cina, anunțând public că El plătește consumația. Și vreau să vă spun că la masa la care am asistat toți, s-a consumat păcat, imoralitate, ură, răutate, viclenie, ucidere, ceartă, dezbinări, păcate cumplite. Și noi ne bucuram în timp ce ne satisfăceam poftele firii pământești. Însă păcatul odată înfăptuit aduce moarte și plata păcatului este moarte. Și noaptea în care a fost trădat, cineva a luat nota de plată și acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, o plătesc integral cu viața mea. În noaptea în care a fost vândut Domnul Iisus Hristos, a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a zis ucenicilor săi, mâncați toți din ea. Tot în noaptea respectivă a luat un pahar și după ce l-a binecuvântat, l-a dat ucenicilor zicând, acesta este sângele meu. Acesta este simbolul reprezentând moartea lui Hristos la cruce. Pentru cruce îți mulțumesc, pentru prețul ce ai plătit. Cântăm împreună și ne apropiem de masă cu Domnul. Ești oaspetele de onoare a lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Spune, Doamne, curățește-mă, Doamne, sfințește-mă, Doamne. Vreau să celebrez, Doamne, într-un mod sfânt, să comemorez într-un mod sfânt părtășia cu Tine. În numele Domnului Iisus.